Ministrul Titus Corlățean a demisionat. În explicația lui, demisia sa vine ca urmare a faptului că nu acceptă ca MAE să încalce legea. Decizia de a se retrage din funcția de ministru de externe a venit după scandalul apărut în diaspora, din cauza modului defectuos în care au fost organizate secțiile de votare. Deși, după primul tur al alegerilor prezidențiale, atât Victor Ponta cât și Liviu Dragnea au susținut că nu au ce să-i reproșeze ministrului de externe pentru modul în care a fost organizat votul din diaspora, după mitingurile din țară și străinătate, s-a decis ca Titus Corlățean să se retragă din funcția de ministru de externe. Apelurile la demisia lui Corlățean au venit din toate mediile, atât din partea președintelui Traian Băsescu, cât și a liderilor opoziției și a românilor din țară și din străinătate care au protestat față de proasta organizare a primului tur. Poziția MAE intră în contradicție cu cea exprimată de Biroul Electoral Central, care a spus vineri că MAE poate organiza noi birouri de vot în străinătate pentru turul al doilea. Ministrul se află în funcție din decembrie 2012, când l-a înlocuit pe Andrei Marga, în urma unei remanieri guvernamentale.